După aproape 7 ani, linia de feribot Turnu Măgurele, România, Nicopole, Bulgaria a fost vineri inaugurată. Numai că în loc ca toată lumea să fie fericită, evenimentul de vineri a stârnit și multe nemulțumiri și acuze. Acestea au venit din partea președintelui Consiliului Județean Telerman, Liviu Nicolae Dragnea. O inaugurare firească a unui obiectiv la care cele două comunități, comunitatea din Turnu Măgurele și comunitatea mare din județul Telorman și cele două instituții locale, Consiliul Local Turnu Măgurele și Consiliul Județean Telorman, au muncit 8 ani de zile, din 2002 până în 2010, să realizeze o dorință veche de 20 de ani a cetățenilor din această zonă, și anume să aibă o trecere peste Dunăre, o comunicare cu Bulgaria, să poată să treacă și cu mașină. A fost un proiect pe care l-am inițiat în 2002. A fost un proiect care s-a dorit din 2005 și chiar până în zilele noastre să fie blocat. Prefectul județului Teodor Nițulescu i-a dat astăzi replica președintelui Dragnea. Prefectura județului Telorman nu a avut a-și face decât rolul pe care îl are ca reprezentant al primului ministru în teritoriu. Având în vedere faptul că primul ministru al României venea în teritoriu, prefectura s-a deplasat la locul în care se făcea inaugurarea, a luat toate măsurile de securitate necesare, a participat la ședința de cooperare dintre instituțiile care asigură protecția și paza primului ministru, și aici avem procesul verbal în care la această întâlnire a participat serviciul de pază și protocol și protecție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul Județean de Poliție, Serviciul de Transmisiuni Speciale, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Poliției de Frontiere și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Sunt instituțiile care, conform protocolului care există la nivel și legii care există în România, care participă la vizitele oficiale ale primului ministru și ale președintelui României. Deci prefectura era obligată să convoace o astfel de ședință de cooperare și să asigurăm tot ce ținea de bună derulare a acestui eveniment. Niciodată prefectura nu s-a substituit primăriei municipiului Turnu Măgurele, niciodată prefectura nu s-a substituit Consiliului Județean, niciodată nu a exclus prefectura de la această acțiune primăria municipiului Turnu Măgurele și Consiliul Județean. Nici nu avea cum să le excludă, câte vreme invitația, așa cum v-am arătat adresa oficială a Ministerului Afacerilor Externe, le nominaliza și le solicita să ia toate măsurile ca această acțiune să se deruleze în condiții normale și așa cum dumneavoastră găseau de cuvință, având în vedere protocolul încheiat între operatorul bulgar și operatorul român al proiectului. Operatorul român al proiectului este Eurobac SRL, ai cărui acționari sunt Primăria Municipiului Turnu Măgurele, Consiliul Județean și așa mai departe. Deschiderea acestei linii de feribot între Turnu Măgurele și Nicopole presupune nu numai traversarea fluviului Dunărea cu mașini sau pasageri, presupune și o serie întreagă de activități specifice pe care serviciile de concentrat în subordinea prefecturii trebuie să le întreprindă acolo. E vorba de control special la autovehicule. E vorba de punctul de control al Administrației Naționale a Drumurilor. E vorba de activități specifice Direcției Județene de Vamă și Accize. E vorba de activități specifice Poliției de Frontieră. E vorba de activități specifice Direcției Generale a Finanțelor Publice și Gărzii Financiare, Secției Gardă Financiară Telorman. Toate aceste instituții sunt în subordinea prefecturii și prefectura automat le coordonează, le corelează și le conduce și ele au activități specifice conform legii în orice punct de trecere a frontierei. Lucrurile astea nu țin nici de Consiliul Județean, nici de Primăria Municipiului Turnu Măgurele, nici de cel care operează. Rolul important revine Guvernului României, cel care a semnat memorandumul de finanțare și mai mult decât atâta, Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului ca autoritate contractantă. La punctul 3 spune foarte clar, autoritatea contractantă este Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Am ținut să îi urez bun venit și primul ministru bulgar care a aterizat pe pământul nostru, deci pe teritoriul județului Telorman,
al cărui singur reprezentant legal sunt eu, președintele Consiliului Județean, după care am plecat. Nu credeam că vom ajunge în România anului 2010 ca niște oficialități cu tupeu maxim să vină să inaugureze un obiectiv la care nu au avut niciun fel de contribuție și cei care sunt beneficiarii să aibă eventual statut de invitat și dacă sunt și ei pe acolo este foarte bine. Județul Teraman nu are un singur reprezentant legal. Județul Teraman face parte din România și România este reprezentată de către Guvernul României, nu este reprezentată încă de către niciun Consiliu Județean și că județele sunt reprezentate de către prefecți care sunt reprezentanții primului ministru în teritoriu. Asta vis-a-vis de afirmația pe care domnul Dragnea o face și spune că a venit la BAC să-i ureze bun venit primului ministru care a aterizat pe pământul nostru, deci pe teritoriul județului Teraman, al cărui singur reprezentant legal sunt eu, președintele Consiliului Județean. Asta și-au permis. Nu mai mă interesează că vinovat a fost prefectul sau prefectul a fost instrumentul acțiunii de astăzi. Asta și-au permis să ne taie și dreptul de a ne bucura de propriile realizări. Astăzi ne-au furat și munca noastră de 9 ani de zile. Au încercat să o fure. Pentru că asta a rămas a noastră și ne vom bucura, vă promit, ne vom bucura de ea și veți fi invitați acolo, așa cum ați fost invitați la toate manifestările noastre, mai mult decât atât, în condițiile în care dumneavoastră poate ați trăit alături de noi în toți acești ani toate suișurile și coborâșurile legate de realizarea acestui proiect. Faptul că cineva și-a permis, pentru că am înțeles că prefectura a realizat sau a dat acreditările de presă, cineva și-a permis ca presa din Teraman să nu fie invitată la acest eveniment, spune mai mult decât aș putea să comentez eu. Tot ce domnul președinte Dragnea spune în interviu că presa locală a fost exclusă este o minciună sfruntată. Păi scrie aici. Deci este o minciună sfruntată. N-a fost exclus nimeni din presa locală și este ca de fiecare dată o dezinformare în scopuri vădite electorale și politice pe care domnul președinte o face de ani de zile la nivelul județului. Președintele Consiliului Județean a declarat că dorește să organizeze pe 26 mai o altă inaugurare a aceluiași feribot. Prefectul Nițulescu spune că atât timp cât această acțiune se organizează cu angajația instituțiilor subordonate prefecturii, el personal nu va mai accepta ca oamenii să piardă timpul cu așa ceva. Finalizarea liniei de feribot între Turnu Măgurele și Nicopole provine din fonduri FARE, 3,4 milioane de euro și din bugetele Consiliului Județean Teleorman și Consiliului Local Turnu Măgurele, 3,2 milioane de euro.